Bună ziua, suntem la depozitul ecologic de gunoi de la Galda, împreună cu domnul Daniel Zdrânc, vicepreședinte al ANRSC, depozit care ar fi trebuit să fie funcțional de foarte multă vreme. Domnule Zdrânc, de ce ne aflăm astăzi în această situație? De ce acest depozit de gunoi nu este încă funcțional? Bună ziua, avem depozitul ecologic de la Galda în spatele nostru, este parte a unui sistem mai larg, este vorba de sistemul de management integrat la nivelul județului Alba. Acest depozit trebuia finalizat în 2015, odată cu închiderea gropii neconforme de gunoi de la Pârâul Iovului. Din păcate, începând de atunci, gunoaiele din județul Alba au început să fie duse la distanțe considerabile în alte județe pentru a fi depozitate, spre exemplu la Târgu Jiu, la o distanță de 400 de kilometri, 200 de kilometri dus, 200 de kilometri întors, lucru care a afectat evident evoluția tarifelor la nivelul județului Alba. De altfel, între 2015 și 2020, tarifele la salubrizare pe întreg județul, la nivelul întreg județului Alba, au crescut de 3, chiar de 4 ori. Când ar fi trebuit să fie funcțional acest depozit? În mod normal, odată cu închiderea gropii de la Pârâul Iovului, Consiliul Județean însă a avansat 5 termene de finalizare în cursul anului 2016, niciunul din ele nu a fost respectat. Tot la sfârșitul anului 2016 a fost și deschisă recepția pentru finalizarea acestui depozit, recepție care s-a încheiat la sfârșitul anului 2017, iar în această perioadă de un an de zile au fost reparate taluzurile, acele probleme cu infiltrațiile de apă și multe alte probleme, lucrări care au întârziat foarte mult finalizarea acestui depozit. La sfârșitul anului 2017 a fost finalizat depozitul, dar nici astăzi nu este funcțional. De ce? A urmat două licitații ratate, una lansată la sfârșitul anului 2017, una la sfârșitul anului 2018. Astăzi, în 2020, suntem la a treia licitație, licitație care a fost la rândul ei contestată, iar acum este în faza de evaluare a ofertelor, iar perspectiva de funcționalizare acestui depozit nu pare să fie nici măcar anul 2020. Ce consecințe, în concret, a avut faptul că acest depozit nu a fost funcțional pentru locuitorii județului Alba? Cred că sunt două consecințe majore. Una, tarifele pe care, în cadrul acestor tarife, am suportat și acest transport al deșeurilor în alte județe la distanțe considerabile. Iar o a doua consecință este colectarea separată, care nu se poate face eficient. Colectarea selectivă. Colectarea selectivă, care nu se poate face eficient. De ce? Pentru că gunoaiele sunt practic transportate, sunt transbordate la, de exemplu, gunoaiele din Alba Iulia sunt duse la o platformă temporară, după care sunt încărcate și duse la Târgu Jiu. Considerați că prețul la consumatorul final ar fi fost mai mic dacă acest depozit era operațional, dacă era funcțional? Cu siguranță, de altfel a fost și una dintre promisiunile Consiliului Județean atunci când au demarat acest proiect, că prețurile, bineînțeles, nu vor mai crește. Din păcate, prețurile au crescut constant în ultimii ani și le plătim cu toții. Au fost două licitații, așa cum ați menționat. De ce nu s-a ajuns la un rezultat final la aceste licitații? De ce tot timpul contestatorii au câștigat la CNSC și ulterior în instanță? Prima licitație, cea din 2017, lansată în 2017, a fost anulată datorită unor probleme cu documentația de atribuire, documentație întocmită de Consiliul Județean, iar a doua licitație, în cadrul celei de-a doua licitație, au fost probleme grave în ce privește modul în care Consiliul Județean a gestionat relația cu cei care au licitat. A fost și o decizie CNSC, ulterior a fost anulată complet procedura și acum suntem, așa cum am spus, practic la a treia licitație. Existau soluții ca acest depozit ecologic de gunoi să fie deschis mai repede? Cu siguranță, Consiliul Județean nu a găsit o soluție pentru operaționalizarea acestui obiectiv, însă eu la sfârșitul anului 2019 am prezentat o soluție, era vorba de delegarea temporară a operării către un operator privat pe perioada desfășurării licitației, soluție care de altfel a fost adoptată printr-un memorandum de guvern și a fost parafată practic de guvern și putea fi implementată oricând. Din păcate, Consiliul Județean nu a considerat că merită să implementeze această soluție și atunci au mers mai departe cu această licitație care, așa cum v-am spus, a fost contestată, iar acum este în faza de evaluare a ofertelor. Și probabil că va mai dura încă multe luni până va fi finalizată. Atât construcția propriu-zisă, cât și utilajele care se află în depozit au un anumit termen de garanție.
Corect. Când expiră acest termen de garanție? Și termenul de garanție a început să curgă odată cu deschiderea recepției. La sfârșitul anului 2016 a avut, termenul a fost de 2 ani de zile. În 2018, la sfârșit, a expirat și garanția acestui obiectiv complet. Deci nu mai există garanție. Deci atât construcția, cât și utilajele. Da. Practic, operatorul va prelua un obiectiv fără garanție. Și consecințele? Consecințele sunt foarte greu de estimat. Va rămâne de văzut ce se întâmplă. Să nu uităm că au fost probleme multiple aici, în perimetrul acestui obiectiv. Știți foarte bine că am prezentat și în trecut alunecările de teren, infiltrațiile de apă în celule biologice. Celule biologice se văd în spatele nostru, în partea dreaptă. Au fost multiple probleme. Au fost inclusiv infiltrații de apă în hală. S-a surpat la un moment dat platforma de beton de deasupra bazinului de levigat. Deci au fost multe probleme și este foarte greu de estimat ce se va întâmpla când depozitul va deveni efectiv operațional. Practic e bine să ai garanție atunci când această construcție și aceste utilaje sunt operaționale. Atunci se verifică cel mai bine calitatea lucrărilor, nu? Bineînțeles, să nu uităm că aceste utilaje practic nici n-au mers. Au fost puse în funcțiune pentru o perioadă foarte scurtă de timp, de câteva minute, în momentul în care s-a întrunit comisia de licitație, comisia de pentru recepția finală. După foarte mulți ani, suntem în fine la a treia licitație. Considerați că această poveste va avea până la urmă un final fericit? Așa ar trebui să fie, o poveste cu final fericit. Din păcate, modul în care tratează Consiliul Județean această problemă mi se pare așa, fără o implicare serioasă și totul tratat la mișto, dacă pot să spun așa. Nu există șansă să avem în 2020 un operator? În ce mă privește, cred că 2020 nu poate fi un an. Nu cred că se termină această licitație. Sau, dacă se termină, probabil că se va termina foarte târziu, la sfârșitul anului 2020 și, efectiv, poate în anul 2021 vom avea un operator la groapă. Să nu uităm că în 2016, de exemplu, ne gândeam că poate 2019 o să fie un an în care vom avea un operator, dar din păcate 2019 nu a fost acel an. Suntem în 2020 și nici acum nu cred că vom avea în 2020 un operator la acest depozit. Soluția acum totuși este să așteptăm rezultatul licitației, nu? Din păcate, da, având în vedere că la Consiliul Județean nu s-a luat în considerare această soluție pe care eu am prezentat-o și care s-a transpus într-un memorandum, singura variantă la momentul de față este să așteptăm finalizarea licitației, să sperăm că nu vor fi contestații la finalizare odată cu anunțarea câștigătorului și să avem într-adevăr un operator.